săptămâna patimilor, vine și cu vești buni, și cu vești buni, se face dreptate, încet, cu greu, și păcătoșii, să mă exprim într-o așa, într-o limbaj a tari păcătoși, adică bandiți și hoți, iată, ajung să fii uh, luați în seamă și de justiția din Republica Moldova. Cu greu, cu întârziere, dar hoții trebuie să ajungă la pușcărie. Da. Deci se poate. Se poate. Mai ales când ani de zile judici, ani de zile amâni și tergiversezi, te într-un final, dacă este și bunul simț, și rezonezi cu ceea ce așteaptă societatea, așteaptă așteaptă oamenii, se poate face dreptate și condamnat bandiții și hoții pentru a da un semnal foarte clar că lucrurile astea nu vor fi tolerate și în și boartă nu s-ar ascunde ei, cât de departe, globul pământesc pentru bandiți și hoți devine tot mai mic și mai mic. Mai mic. Și acum va trebui autoritățile să spună toate eforturile <coughs> ca acești rătăciți, bandiți, să fie aduși acasă, și să stea acolo unde trebuie să stea. De deci, ce? Cum spuneam, sunt și vești buni, vești buni.